Aici e Europa Liberă, eu sunt Eugen Urușciuc, ascultați În Esență, un podcast în care împreună cu invitații încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. O serie de proiecte în sectorul energetic sunt implementate în Republica Moldova, de la proiecte de interconectare strategică electroenergetică până la proiecte de eficiență energetică. Iar unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în energetică e structura responsabilă de felul în care sunt realizate ele. Despre principalele proiecte din sectorul energetic discutăm în cele ce urmează cu Ruslan Surugiu, directorul instituției. Ruslan Surugiu, bine ați venit la Europa Liberă. Bine v-am găsit, bună ziua! Așadar, domnule Surugiu, ce portofoliu de proiecte în sectorul energetic derulează la ora actuală unitatea consolidată pentru implementarea și monitorizarea proiectelor în energetică, pe scurt UCP? Într-adevăr, sectorul energetic este un sector strategic care definește, aș spune eu, agenda nu doar energetică, dar și partea socială, economică, chiar și politică. Cunoaștem toți despre acele provocări în ceea ce privește securitatea energetică a țării, care... Mai ales în ultimii ani. Mai ales în ultimii ani, deci întrebări care au fost ridicate ani în șir, inclusiv și de către mine și colegii mei, dar care nu și-au găsit rezolvarea. Convingerea noastră a fost că nu era dorința de a aborda aceste probleme și de a găsi soluții. Iată că în sfârșit, deci, avem, spunem, condițiile propice pentru abordarea acestor probleme și găsirea soluțiilor. Și avem aici concursul atât din partea, deci, autorităților naționale, cum este Ministerul Energiei, cât și deschiderea și înțelegerea din partea partenerilor noștri de dezvoltare. Concret despre portofoliu, la moment avem 3 proiecte majore în curs de implementare și anume 2 proiecte finanțate de către Banca Mondială, vorbim despre linia Vulcănești-Chișinău, și a doilea proiect mare este de îmbunătățire eficiență energetică în sectorul de termoenergetic al municipiului Chișinău pentru termoelectrica, la fel finanțat de către Banca Mondială. Și a treilea proiect major este îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile publice, proiect finanțat de către Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare. Însumând aceste proiecte, la cât se cifrează valoarea portofoliului de proiecte energetice aflate în fază de implementare? Vorbim despre... în cifra de 240 milioane euro. Perspectiva este că suntem deja în discuții și cu alți parteneri de dezvoltare. Acest portofoliu va fi completat cu încă 2 proiecte mari. Despre ce ar fi vorba? Se discută despre eficiență energetică în sectorul public, în clădirile publice, proiect finanțat de către Banca Mondială, un buget de circa 60 de milioane euro și a doilea proiect finanțat de către Agenția Franceză de Dezvoltare împreună cu Banca Germană de Dezvoltare, la fel orientat către sectorul public, instituții medicale, instituții de învățământ și cu un buget la fel de circa 57 milioane de euro. Aceste 2 proiecte suntem acum în fază de acceptare acestora de către finanțatori să fie lansate în anul viitor cu perspectiva de a fi implementate pe următorii 4-5 ani de zile. În general, ce schimbări de paradigmă s-au produs la nivel de guvernare, dar și eventual la nivelul mentalului populației Republicii Moldova după invazia Rusiei în Ucraina, care a generat mai ales în 2022 o acută criză energetică? Pe partea guvernamentală am zis și mai sus că în toți acești ani de zile guvernanții din anumite motive nu doreau să întreprindă nimic, cu totul că din punct de vedere fezabil era posibil, erau motive suficiente, deci, dar lucrul ăsta nu s-a dorit. Ceea ce ține de partea consumatorilor, iată aici este partea leului, atunci când societatea deja cere
ca ceva să fie întreprins într-o atingere acestor deziderate care deja de la ei provin. Populația de rând a înțeles că eficiența energetică nu este doar niște cuvinte frumoase aruncate în vânt de către guvernare, dar e un lucru foarte concret în ceea ce privește buzunarul fiecăruia și confortul fiecăruia. Dar au devenit politicile în sectorul energetic ale statului mai nuanțate, mai clare? Politica a fost ajustată la realități. Asta se observă în ultimii ani de zile. Până acum aveam multe documente sau politici elaborate, să zicem frumos scrise, dar mai mult era un fel de wish thinking în engleză, adică ceea ce ne-am dorit să ajungem, să fim primii pe multe dimensiuni, dar dorințele nu luau în calcul realitățile. Acum, în sfârșit, lucrurile sunt analizate mult mai clar, mult mai real. Vedem care sunt provocările, vedem care sunt posibilitățile și, respectiv, avem, în cazul dat, și o deschidere mult mai mare din partea partenerilor de dezvoltare, că atunci când îți cunoști teama pe acasă, când vii în fața lor, pentru că nu este deloc ușor să atragi investiții în domeniu, în special în condiții preferabile, cum este aceeași Bancă Mondială sau Banca Europeană de Investiții sau Uniunea Europeană. Sunt niște investiții majore. Corect. Și atunci, dacă ei nu sunt convinși că acești bani care sunt investiți sunt, de fapt, targetați spre ceva foarte concret, de a aduce rezultate concrete, lucrurile nu prea se mișcă. Ori acum vedem această deschidere și tot interes și din partea lor tot mai mare în a veni cu susținere și mai masivă. După mai multe amânări, în primăvara acestui an au început lucrările de construcție a liniei electrice de înaltă tensiune de 400 de kV pe direcția Vulcănești-Chișinău. Linia va asigura interconectarea cu sistemul electric al României și respectiv al Uniunii Europene. Este, așa cum spun autoritățile moldovene, cel mai important proiect energetic de la proclamarea independenței încoace. Linia de circa 160 de kilometri ar putea deveni funcțională la sfârșitul anului viitor. Domnule Surugiu, de la finele lunii martie, când au început lucrările de săpare a primelor fundații pentru pilonii de înaltă tensiune și până acum, cât la sută s-a realizat, la ce etapă au ajuns lucrările? La moment avem 28% în ceea ce privește fundațiile deja construite, ceea ce corespunde în mare măsură planului agreat încă la începutul lucrărilor. Și noi suntem în permanentă discuții cu contractorul pentru a găsi soluții la orice dificultate cu care se confruntă contractorul, ca să nu punem piedici procesul de construcție. Este o lecție bună pentru toți, inclusiv pentru instituțiile noastre, ca să creștem capacitatea noastră de a realiza asemenea proiecte pe viitor. Proiecte care așteptăm să fie lansate în curând și iată, deci proiectul Vulcănești-Chișinău este ca un spărgător de gheață în ceea ce privește proiecte de anvergură. Ați spus că proiectul este realizat acum în proporție de circa 30%. Înțeleg că există niște etape în realizarea proiectului, dar când mai exact vor fi asamblați și instalați primii piloni de înaltă tensiune? Primii piloni așteptăm să fie realizați deja în luna octombrie, deci până la finele lunii așteptăm primii piloni deja să fie construiți, asamblați și instalați. În autonomia găgăuză, să înțeleg. Începem cu autonomia găgăuză, exact, pentru că de acolo au fost primele fundații, deci construite, practic autonomia găgăuză a fost acoperită în totalitate, deci lucrările au fost finalizate în ceea ce privește fundațiile. Acum lucrările se extind în raioanele Taraclia, Cahul, urmează Cemișlia, deci Leova. Acum, în luna octombrie, câți piloni ar urma să fie instalați? Planul este să începem cu 10 piloni a fi instalați în luna octombrie și deja ulterior vom vedea cum va fi progresul în ceea ce privește, depinde și de condițiile meteo și alte. Ce înseamnă de fapt un pilon de înaltă tensiune, domnule Surugiu?
Un pilon din altă tensiune este un pilon cu înălțime între 40-45 de metri. Înălțime asamblată în totalitate din elemente metalice, metal special produs pentru rezistență și la corozie și la alte temperii. Sunt proiectate, sunt testate direct la producător, deci am trecut și etapa aceasta de testare. A fost un proces destul de îndelungat, dar a trebuit să asigurăm 100% că ele într-adevăr corespund tuturor cerințelor tehnice. Și acum suntem convinși că materialele care sunt și proiectul însăși pilonul care este elaborat va face față cerințelor în ceea ce privește gestiunea sau mentenanța a unei asemenea linii. Puse cap la cap, cumulat cantitățile de mortar turnate în gropile de fundație pentru piloni, tot ceea ce se asamblează din metal și se construiește pe această linie electrică de înaltă tensiune, Vulcănești-Chișinău, ce ar reprezenta de fapt, cu ce ar fi de comparat? Ne închipuim că proiectul Turnul Eiffel dispersat pe linia Vulcănești-Chișinău. Este același, deci este o comparație cu Turnul Eiffel. Cantitatea de metal și lucru care a fost realizat pentru Turnul Eiffel este comparabil cu linia Vulcănești-Chișinău. Turnul Eiffel are o înălțime de peste 300 de metri și o greutate de peste 10.000 de tone. Da, deci anume că asta și este perfect comparația care putem să o aducem, pentru că este un proiect pe care toată lumea îl cunoaște, deci Turnul Eiffel, și pentru cei interesați poate să vadă deci depozitul principal care este localizat în Chirsova, unde contractorul și-a depozitat toate materialele. În valoare de circa 60 de milioane de euro, proiectul de interconectare energetică cu România prin sudul Republicii Moldova prevede instalarea a circa 500 de piloni cu aproximativ 1500 de kilometri de conductoare. Linia electrică de înaltă tensiune va avea o lungime totală de 157 de kilometri și va asigura transportarea a 50% din cantitatea de energie electrică necesară Republicii Moldova. Linia electrică Vulcănești-Chișinău va trece prin 35 de localități din 8 raioane. Apropo, s-au fost importate mai mult de 95% din materiale necesare pentru linie. Majoritatea au fost importate din India, pentru că acolo a fost producătorul de elemente, dar avem și alte componente care sunt importate din alte țări, cum ar fi aceeași China sau Italia, sau diferite. Deci elemente sunt diferite. Lucrările în acest proiect sunt realizate de compania indiană KEC International, care în 2022 a semnat contractul de realizare a lucrărilor. Câte persoane sunt antrenate zilnic pe șantier și, în general, în procesul de implementare a proiectului? KEC International asigură din partea lor personalul responsabil tehnic și nu doar, care supraveghează, care instruiește în ceea ce privește calitatea lucrărilor. Însă, la rândul lor, ei subcontractează companii, inclusiv locale, din Republica Moldova, care fac anumite lucrări în ceea ce privește fundațiile. Practic 95% din lucrări au fost efectuate de companii locale, care au demonstrat capacitatea și expertiză în ceea ce privește asemenea lucrări. Zilnic, în șantiere, variază, desigur, de lucrări care sunt efectuate, dar între 20 și 45 de persoane se află zilnic în teritoriu, însăși cu lucrările care sunt în desfășurare. La moment, contractorul a desfășurat 3 echipe care lucrează în paralel, dar o să vedem dacă va fi necesar sau capacitatea de mai implica sau a crește capacitatea cu încă una sau două echipe, în dependență de cât de bine ne ținem de programul de realizare acestor lucrări. Dar sunteți mulțumiți de viteza cu care se mișcă lucrurile? La moment suntem mulțumiți. Desigur că ne dorim să vedem și condițiile meteo. Avem o iarnă în față, pentru că noi am planificat circa 2 luni de
practic sistarea lucrărilor, anume din considerentul condițiilor meteo, dar dacă aceste două luni va fi necesar de extins în dependență de condiții, atunci probabil că vom reveni la planul de lucru și la capacitate și la necesarul de a completa numărul de angajați, numărul de subcontractori pentru a face față planul. La aspecte ce țin de exproprierea terenurilor traversate de viitoarea linie electrică, aș vrea să ne referim un pic. Linia electrică de înaltă tensiune este un proiect declarat de utilitate publică și de interes național și prevede, în caz de necesitate, inclusiv exproprierea terenurilor. S-a anunțat că numai în autonomia găgăuză 500 de persoane vor fi despăgubite urmare a exproprierii de terenuri, dar în total câte persoane vor fi vizate în cele 8 raioane prin care va trece linia de înaltă tensiune? Trebuie să menționăm că, într-adevăr, avem legislație care prevede foarte clar că orice persoană, indiferent fizică sau juridică, urmează a fi despăgubită pentru lucrările care sunt desfășurate. Și aici avem două categorii, permanente și temporare. Deci temporare sunt în cazul când este despăgubit pentru perioada lucrărilor, de facto, și cei temporari care, desigur, că terenul în proprietate trece în proprietatea statului și ulterior folosit pentru linia, de facto. Acest proces este unul foarte complex în ceea ce privește exproprierea, pentru că avem cerințe foarte clare, atât naționale, dar și înaintate de către finanțator, în caz dat Banca Mondială, care are cerințele sale specifice. Avem asigurate condiții pentru, să spunem, accesul contractorului în teren pentru mai multe raioane deja. Avem, deci nu mai vorbim de UTA Găgăuzea, care a fost primul pe listă, unde s-a asigurat acest acces, ca lumea să fie compensată și, cum am menționat și mai sus, lucrăm pe raioanele Cahul, Leova. În 4 raioane în care se lucrează, care este în proces, avem mai mult de 78% deja compensați. Din persoane, Găgăuzea fiind cu un procent și mai mare, mai mult de 80-82%. Să înțeleg că nu există un număr estimat de persoane care urmează să fie despăgubite. Ba da, numărul noi îl cunoaștem, deci depășește 6.000 de persoane, dar asta este și atât temporare cât și permanente. Uh-huh. La moment avem peste 1.200 de persoane deja, deci compensate. Ulterior, deja cu desfășurarea proiectului, vor fi compensați și restul. În medie, care este valoarea despăgubirilor oferite de stat cetățenilor cu terenurile expropriate? Exproprierile sau compensările se fac conform legislației naționale, cum am menționat. Este o formulă foarte complicată, da, sunt specialiști licențiați în ceea ce privește deci calculul acestor compensații, în dependență de mulți, mulți factori. Trebuie să menționăm că variază. Deci avem de la 100 de lei pentru ceva foarte minor până la sute de mii de lei pentru persoane. Da. Deci suprafața totală care aparține deci proprietarului. Uh-huh. Și după cum menționat, asta variază, desigur, cele mai complicate și cele mai costisoare sunt terenurile unde avem plantații perene, cum ar fi vii sau livezi, în special cele noi, în dependență de ce fel de cultură, ce fel de sistem a fost instalat, care au fost costurile și toate lucrurile. Deci în acest caz costul este de sute de mii de lei. Da, vreau să menționez că persoanele care sunt compensate avem o reacție destul de pozitivă. La finalul procesului, ele arată o mulțumire în ceea ce privește sau se ating acele așteptări care le au ei, uneori chiar depășind, pentru că deci avem un principiu foarte clar. Prețul la terenuri sunt stabilite, unul din principiu este că stabilește prețul cel mai mare, sau că este de piață, sau că este normativ. Uh-huh. Oficial s-a anunțat că linia electrică de 400 de kV Vulcănești-Chișinău ar urma să devină funcțională la finele anului 2025. După ritmurile în care decurg acum lucrările pe șantier, estimați că se va reuși în termen sau totuși va fi modificată data dării în folosința liniei electrice? Data rămâne în vigoare, deci 31 decembrie 2025. Da, decembrie 2025 rămâne în vigoare, deci noi monitorizăm îndeaproape progresul în teren.
ca lucrările să fie efectuate la timp. Lucrăm practic zilnic cu contractorul ca acest plan să fie realizat. Viteza este suficientă ca să asigure finalizarea lucrărilor. Noi deocamdată riscuri mari nu vedem. Alte două linii de interconectare electrică cu România vor fi construite în următorii câțiva ani. Una dintre ele este cea de 400 de kV Bălți-Suceava, care va avea o lungime de 135 de kilometri. Când mai exact ar putea începe realizarea acestui proiect în nordul Republicii Moldova? Acest proiect este finanțat de către BERD, deci Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Da, este vorba de un împrumut de la BERD. Este vorba de un împrumut de comun cu Banca Europeană de Investiții la fel. Conform planurilor ar urma lansarea licitațiilor și toate deci, procesele de pregătire pentru lucrare la anul viitor, pentru că acum ne aflăm încă în perioada de negociere, de semnare a contractelor, acolo pentru acest proiect va fi responsabil Moldova Electrica, ca implementator. Noi vom avea, ca UCP, vom avea și noi un rol în acest proiect, dar responsabilul de bază va fi deci Moldova Electrica. Pentru ei tot va fi un prim proiect de anvergură, de asemenea măsură, care să înțeleagă cum sunt realizate asemenea proiecte. Proiectul este, ce trebuie menționat la fel, că este planificat și coordonat cu partenerii din România, Transelectrica, care la fel au planul de a-și face partea lor de linie, pentru că linia poate fi funcțională doar dacă avem conectarea cap-coadă, deci Bălți-Suceava. Partea cea mai mare, desigur că e pe teritoriul României, partea Moldovei avem în jur la 40 km care urmează să fie construite și restul deja este partea românească și aici trebuie să ajungem așa o concordanță în activități și în planuri a construcției acestei linii și pe o parte și alta a prutului pentru ca linia să fie funcțională atunci când finalizează lucrările. Dacă să ne orientăm după planuri foarte optimiste, deci construcția la asemenea linii durează circa 2 ani de zile, deci din momentul când se lansează deci lucrările, circa 2 ani de zile se așteaptă a fi finalizat. Deci 2025-2027 ar... 2027 ar fi, deci da, asta ar fi un plan optimist. O altă linie de înaltă tensiune, la fel de 400 de kilovolți, deja de 190 de kilometri, este Strășeni-Gutinaș, ar urma să fie construită timp de 4 ani, începând cu 2025. Să înțelegem că proiectul respectiv va începe imediat după finalizarea proiectului din sudul țării. Au loc deja pregătiri pentru implementarea acestui proiect din bani nerambursabili oferiți de Statele Unite ale Americii? Suportul Statelor Unite nu condiționează nici într-un fel finalizarea linii Vulcănești-Chișinău sau oricare altă linie. Orice proiect își are beneficiile și funcționalitățile sale. Desigur că noi ne dorim ca până sunt realizate lucrările pe Strășeni-Gutinaș, Vulcănești-Chișinău deja va fi practic în faza finală de construcție. Pentru că colegii de la USAID, deci de fapt cei care au venit și cu inițiativa de a ajuta Republica Moldova și respectiv Ministerul Energiei a putut canaliza în direcția aceasta împreună cu Moldova Electrica, suntem în permanent contact cu ei pentru a învăța din provocările și realitățile care le avem în ce și privește realizarea unui asemenea proiect de anvergură. Și suntem convinși că ei vor susține, de fapt, până la urmă construcția unei asemenea linii, deci Strășeni-Gutinaș, care, de fapt, va aduce doar plus valoare sistemului electroenergetic din Republica Moldova. Și da, deci nu așteptăm ca să fie finalizat întâi Vulcănești-Chișinău și apoi să fie lansat orice alt proiect. Când vorbim de edificii, știut lucru, domnule Surugiu, Republica Moldova a moștenit o infrastructură din perioada sovietică, în mare parte ineficientă energetic. În ultimii ani s-au implementat mai multe proiecte de reabilitare energetică în instituții educaționale, curative, administrative și așa mai departe. Ce s-a reușit până în acest moment? În primul rând,
trebuie să subliniem că încă suntem departe de a atinge acel nivel de eficiență energetică sau de eficiență în ce privește consumul de energie. Dar lucrurile se mișcă, nu? Dar lucrurile se mișcă, se mișcă cu o anumită viteză. Desigur că ne-am dorit că această viteză să fi fost mult mai mare și mulți ani în urmă, doar că, mă rog, din anumite motive lucrurile au fost începute, apoi au fost lăsate. Dacă vă aduceți aminte despre Fondul de Eficiență Energetică, care a fost o inițiativă destul de pozitivă, care a început să arate rezultate, anumite rezultate, dar ulterior, după anumite reorganizări, practic a dispărut acest Fond de Eficiență Energetică și s-a pus totul pe umerii unei instituții care nu putea duce asemenea proiecte, cum era la momentul dat Agenția de Eficiență Energetică. Într-un fel, statul declară, dar când ajunge la detalii, e acolo, încearcă să nu observe, spunem așa, realitățile și deficiențele și minusurile care sunt, care de fapt nu-ți permite ca să faci. Iată, acum, în sfârșit, avem o abordare mult mai structurată și mai fezabilă, chiar mai și țintită, mai țintită, cum chiar și cu reorganizarea așa numită, deci Agenției de Eficiență Energetică în Centrul Național de Energie Durabilă, care se dorește și creșterea capacității acestui centru ca să poată ulterior să aibă, deci, programe mult mai mari în ceea ce privește realizarea proiectului de eficiență energetică, inclusiv sectorul locativ, care de fapt e cel mai mare consumator de energie. Pe partea sau sectorul public, noi deja avem mai multe, deci, proiecte finanțate și realizate cu susținerea partenerilor externi. Am menționat despre aceste proiecte care la moment acum sunt realizate inclusiv de către UCP cu cele mai mari 10 instituții medicale. Da, și acum un an s-a decis că 9 spitale din Chișinău și unul din Bălți vor fi supuse unor măsuri de reabilitare energetică într-un proiect în valoare de 75,5 milioane de euro. La ce etapă a ajuns proiectul? Proiectul este în derulare, deci acum se fac proiectările tehnice. La moment se fac pentru 5 instituții. Din Chișinău, da? Din Chișinău, da. Și urmează următoarele 5 instituții unde se înceapă însăși lucrările de proiectare tehnică. La unele instituții, deja spre începutul noului an, vom avea, deci, aceste documente tehnice finalizate și vom avea posibilitatea să lansăm licitația pentru contractarea lucrărilor. Vor fi 2 instituții din Chișinău. Ulterior, la o distanță de 4-5-6 luni, în dependență de cum vor fi prezentate proiectele tehnice, vom lansa licitații pentru lucrări și la alte 3 instituții din Chișinău și avem o abordare etapizată. Sunt mai multe motive de ce s-a ales această abordare. Unul din ele este că capacitatea locală a companiilor care au într-adevăr expertiză și posibilitate de a realiza asemenea lucrări este destul de limitată. Pentru a nu supraîncărca piața și să nu avem acele companii care pot realiza asemenea proiecte, deci să supraîncărcăm, spun, capacitatea lor, deci am hotărât să facem etapizat. Asta ar fi unul din motive. A doilea motiv ar fi că totuși instituțiile spitalicești sunt niște instituții foarte specifice în ceea ce privește cerințele, chiar și din punct de vedere tehnic. Sunt lucrări complexe care la fel nu s-au realizat în asemenea anvergură până acum. Avem parțial făcut și alte, deci, spitale, chiar și în municipiul Chișinău și în altă parte, Orhei, de exemplu, da? Dar în măsura care acum noi vrem să le facem, vrem să facem mult mai complex. Deci vom acoperi nu doar pur eficiență energetică, dar și anumite aspecte din funcționalitatea acestor instituții, anume din punct de vedere medical. Dar lucrările de eficientizare energetică, când ar urma mai exact să înceapă? Noi ne dorim, cum am spus, primele 2 instituții deja anul viitor să fie, deci, semnate contractele de începere a lucrărilor și, iar după planul optimist al nostru care îl avem, undeva vara 2025 să fie primele instituții lansate lucrările. Cine sunt principalii finanțatori ai proiectelor de eficiență energetică în Republica Moldova? Cât oferă statul? Ce cote reprezintă împrumuturile și granturile? Ce formule de finanțare funcționează așadar pe acest segment? Dacă vorbim despre proiectul de eficiență energetică din Moldova, care vizează cele 10 instituții medicale mari, este un proiect finanțat de către Banca Europeană de Investiții, cât și Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, în proporție de 50 la 50.
împrumutul deci este de, dacă nu greșesc, 60 de milioane, deci cu 30 fiecare parte. După aceea avem contribuția Uniunii Europene cu 12 milioane de euro și contribuția guvernului de circa 2 milioane și 2,4 milioane, ceea ce este o condiție, aș spune, din partea finanțatorilor ca statul să demonstreze că are interes în aceste proiecte și în derularea lor, unde e ceva obișnuit. Normal se cere până la 10% contribuția statului. Aici a fost negocierea și deschiderea din partea finanțatorilor să fie cu mult mai mică această cotă, dar totuși ea există, deci statul a arătat că are interes și se merge mai departe. Ceea ce privește alte proiecte care vin ulterior, sunt programate cum același proiect a Băncii Mondiale cu circa 55 milioane de euro, deci cu are mai multe componente acest proiect, la fel este contribuția și guvernului din jur la 2 milioane, avem și o contribuție de grant, deci s-a obținut și un grant de circa 5 milioane, adică bani care nerambursabili. Practic toate proiectele de investiții unde avem contribuția partenerilor de dezvoltare este că avem o componentă de grant, mai mic sau mai mare. Deci, la moment, chiar suntem în discuții intense cu Agenția Franceză de Dezvoltare, care a devenit foarte activă în ultimii ani, dacă ați observat, în susținerea mai multor inițiative și de comun cu Banca Germană de Reconstrucție, care la fel a devenit activă în finanțarea diferitor inițiative la noi. Vom lansa alt proiect, tot la fel, destinat instituțiilor medicale și instituțiilor de învățământ superior. La fel avem agenția franceză, contribuie cu 30 milioane, Banca Germană de Dezvoltare cu 38 de milioane. Deci bani vin doar să existe putere de absorpție. Bani vin atunci când convingem că banii aceștia vor fi folosiți în direcția potrivită, că vor putea genera rezultate așteptate și de finanțatori, și că arătăm o corectitudine în ceea ce privește deci implementarea și utilizarea acestor surse financiare. Ruslan Sorugiu, mulțumesc pentru această discuție. Cu plăcere. Ați ascultat podcastul În Esență. Acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org și pe alte platforme ale Europei Libere, unde sunt accesibile și alte podcasturi, Reporterii, care apare aproape în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în zi de marți, pe Agenda în fiecare zi de miercuri și în fiecare zi de vineri, podcastul de analiză Dincolo de știri. Eu sunt Eugen Rușciuc, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!